Exces de putere, doamnelor și domnilor, o ediție cu informații spectaculoase, cu imagini spectaculoase. Veți vedea și rezultate spectaculoase. Cine a convins deja în campania pentru prezidențiale, cine pe cale să obțină votul dumneavoastră și veți vedea pe ce criterii. Și vă arătăm și imaginile care s-ar putea să schimbe complet cursul campaniei, care, să nu uităm, are un start furat în clipa de față, dar pare că se îndreaptă spre linia care va desemna câștigătorul. Veți vedea însă cu nume și chip cine sunt cei care îi manevrează pe candidați în campania electorală, ce au produs până acum pentru ei și din nou cu ce rezultate. Și vi-l arătăm pe cel mai mare mincinos din campania prezidențială. Vă arătăm imaginea și vă arătăm și dovezile, nu o spunem gratuit, veți vedea că se confirmă în realitate ceea ce vă arătăm astă seara la Exces de putere. Începem însă cu câteva răspunsuri foarte interesante pe care le-au ținut colegii noștri umblând prin țară și prin București și adresându-le mai multe întrebări celor care vor veni la vot pe 24 noiembrie, pe 1 decembrie și pe 8 decembrie pentru a-i alege pe parlamentari și pe președintele țării. Începem cu o serie de răspunsuri la una dintre întrebările foarte interesant, cred, construite, apropo de ce am văzut noi până acum de la candidații deja lansați în cursa pentru Cotroceni. Care dintre candidații la prezidențiale v-a atras atenția până acum și cu ce? Cel mai bun e Joana. Fără discuții. Nici mai intru. George Simion. Cu ce? Cu tot ce a făcut până acum. Doamna Lasconi. Ce gest sau acțiune atunci? Se diferențiază în primul rând prin discurs, e clar mai legat, corect gramatical și mai la punct țintit, punct plăvit. Toți, dar în mod deosebit, cei cu șanse mai mari, ca să zic așa, adică liderii celor două partide importante, Mircea Joană, chiar și Elena Lasconi. Și cam atât. Mircea Joană este cel care mi-a atras atenția. Mai multe declarații care le-a făcut, inclusiv la niște întâlniri care au fost organizate în primăvara anului la care am participat. Pe cine să votăm? Pe Ciucă? Pe cine? Pe Lasconi? Pe cine să votăm? Care dintre candidații la prezidențiale v-a atras până acum atenția și cu ce gest sau acțiuni sau declarații? Care dintre? Ciolacu. Sincer, niciun candidat nu mă reprezintă. Niciunul, mulțumim frumos. Din păcate. Chiar niciunul. Care dintre candidații la prezidențiale v-a atras până acum atenția și cu ce gest sau acțiune? Din cei care s-au înscris deja, probabil. Ciolacu, domnul Ciucă, Joană și Lenuța Elena Lasconi. Dacă m-aș lua după... Care ar fi primul care v-a atras atenția mai mult? Nu, aș merge pe cine ar avea, cum să zic, experiență în domeniul respectiv, Joană. Hunor, Kelemen Hunor. V-a atras atenția în mod special unul dintre ei? Nu, v-am zis, încă urmăresc. Cam dată nu. Nici cu vreo replică, nici cu vreo declarație, cu nimic? Nu. Ciolacu. Ciolacu, chiar. Nu știu prea bine. Și vom vedea. Important e ce face după. Și s-a lansat și cartea și s-au hrănit și furnicile și tot nimic, nimic. Îi invităm pe cei care sunt în platou alături de noi sau în legătură directă să-și spună de asemenea care a fost impresia după această săptămână, să zicem, de pre-campanie electorală și le mulțumim în primul rând doamnelor Diana Tache, Sursa Zilei. Sărmâna, bun venit! O salutăm de asemenea pe doamna Alina Achem, susținător al lui Mircea Joană, cea care reprezintă Fundația România Renaște. Bună seara! Sărmâna, mă bucur să ne întâlnim. Ionela Șufaru, o reîntâlnire după ceva vreme și mulțumim că este alături de noi, sociolog și importantă privirea de data asta cu date științifice a cuiva, pentru că noi sigur am făcut un pseudo-sondaj care nu are valoare sociologică, dar cred că are o reprezentativitate. Sărmâna, mulțumim pentru prezență. Îl salutăm de asemenea pe domnul Dan Andronic, jurnalist, evenimentul zilei. Bună seara, domnule Andronic. Bună seara. Mulțumim că sunteți la Exces de putere. Domnul Tănase Stamule, Partidul Național Liberal. Bună seara, domnule Stamule. Bună seara. Și de asemenea îl salutăm pe domnul Florin Spătaru, Partidul Social Democrat, consilier pe probleme economice al premierului Marcel Ciolacu. Bună seara, domnule Spătaru.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vom tălmăci împreună, doamnelor și domnilor, o parte dintre acțiunile pe care le-ați văzut în această săptămână. Vom încerca să aflăm câte sunt strategie de campanie, dacă am putea să o numim așa, pentru că ne mai uităm și noi, și peste ocean, și prin Europa, bancă și prin campaniile electorale din România, cam ce s-ar încadra la strategie politică și de ce ai noștri candidați se întrec în această săptămână, vă spuneam, de la borșul de varză roșie până la cozonacul bun de hrănit, furnicile, nu care cumva să se atingă, spunea doamna Lasconi, cineva de ele, că rău îi se va întâmpla. N-am să o citesc chiar exact. O să începem chiar cu doamna Lasconi analiza acțiunilor de campanie, dar vreau mai întâi un scurt tur de opinii despre ceea ce am văzut ca răspunsuri în calupul de mai devreme. Încep cu doamna noastră, doamna Șufaru. Bun, ce am văzut este, așa cum spuneați, nu este un sondaj reprezentativ, dar totuși vocea oamenilor și am văzut foarte divers selectați. Acum nu știu dacă au fost selectați pe anumite criterii sau doar cei care au dorit să răspundă. Vedem ceea ce știm că avem în acest moment referitor la timpul față de alegeri. Cam 60% se uită la cei care au cea mai mare notorietate și îi numesc, indiferent că dacă îi întrebam, probabil, da, spuneți acțiunea, cred că aici aveau ceva probleme. Au fost întrebați gestul, acțiunea, declarația care v-a atras atenția și după cum vedeți, au spus doar numele, n-au fost în stare n-au fost în stare oamenii, n-au avut de unde să pună degetul și pe exact. Deci, argument. Da. Deocamdată vorbim doar de notorietatea persoanelor, notorietate pe care persoanele în cauză, adică viitorii candidați, și-au făcut-o prin aceste acțiuni sau prin diverse media și prin diverse declarații. Și am văzut că avem, știm, înainte de alegeri, cam 60% dintre cei care ar dori să participe la vot știu deja cu cine să voteze, avem un 40% încă o dată dintre cei care sunt cumva decisi să participe la vot și au exercițiu participării la vot din istoric, se hotărăsc în timpul campaniei propriu-zise. Deci în momentul în care se declanșează campania propriu-zisă. Și am văzut și aici, deocamdată nu m-a convins nimeni. Aceștia sunt cei care vor aștepta campania propriu-zisă și să vadă ce anume. O să vedeți și răspunsurile la alte două întrebări. Ce ar trebui să facă un candidat pentru a vă convinge să-l votați și care este calitatea esențială pe care o așteptați de la viitorul președinte al României? O să venim și cu aceste răspunsuri în foarte scurtă vreme. Doamna Tache, cum vi s-au părut opiniile celor intervievați de colegii noștri? Eu mă uit mai... adică mi se pare mai riguros răspunsul acestor oameni întrebați decât sondajele propriu-zise, pentru că pe mine cel puțin... Alea care îl dau pe domnul Ciucă, adică alte... cu 5, cum cu 19, pe... Sondajele cu 21 sau 31. Ultimii 20 de ani, da? Pe mine mă dezamăgesc pentru că știm foarte bine, apropo și de candidatul din nou, Mircea Joană, care, din punctul meu de vedere, a câștigat alegerile în 2009, dar ce să vezi, le-a pierdut. Ca atare, revin, mi se pare că dacă mă uit în gura acestor oameni, este mai adevărat decât că m-aș uita cumva pe listele unor sondaje. Ca atare, faptul că acești oameni nu au reținut niciun fel de mesaj înseamnă lipsa de consistență a mesajelor pe care le dau acești candidați. Unu și doi, felul în care oamenii ăștia, candidații, exploatează complexele astea de inferioritate ale românilor. Toți mănâncă, toți gătesc, toți se plimbă, toți merg la târguri, toți verifică motoare de pe la mașini. Adică totuși, un Ciolacu la Festivalul Cașcavalului pare mai, cumva mai pliat pe subiect decât un Joană la Fabrica de Cârnați. Încerc să mă duc peste tot. Un generalul Ciucă, de exemplu, gătind tocăni, mi se pare mai puțin credibil decât un general Ciucă care ar putea să vină și să discute cumva serios și riguros, așa cum folosește permanent acest cuvânt, despre cartea pe care tocmai a scris-o, Doamne ajută, sau bine ca și despre atacul dronelor rusești în României. Da, ca atare, lipsa de consistență a mesajelor celor care s-au înscris în momentul ăsta și care discută. Despre doamna Lasconi nu discut, pentru că doamna Lasconi are un singur avantaj, din punctul meu de vedere,
felul foarte ferm în care ne anunță că va fi președintele României. Ați văzut, așa a alintat-o cineva, Lenuța Lasconi. Are, domnule Andronic, o relevanță în momentul acesta al campaniei, frecvența cu care e rostit numele lui Joana? În mass media? Pentru răspunsurile pe care le-ați auzit mai devreme, precizarea că noi n-am selectat, n-am triat, n-am tăiat, n-am eliminat nimic. Da, uitați că cel puțin două nume, eu n-am auzit-o de Diana Șoșoacă sau George Simion, ceea ce... A fost odată, da. Da, odată. Dar dacă te uiți în sondaj, e cotat cu, nu știu, de la 15 la 10. Depinde cum în ce sondaj te uiți. Deci ele n-au o valoare. Ele n-au o valoare sociologică, ci pur și simplu sunt un, cum zicem noi, vox pop. Nu, e vocea poporului. Acum, ce se întâmplă? Noi suntem mai preocupați decât cei pe care i-ați intervievat de ce urmează să se întâmple în alegeri. Un consultant politic celebru cu care am lucrat, Arthur Finkelstein, Dumnezeu să-l odihnească că a murit, avea o vorbă. Dom'le, cu ce intri în campanie, cu aia ieși. Campania nu modifică nimic. Și mi s-a verificat în cel puțin două ture de alegeri. Vorbim de alegeri parlamentare și turul întâi la prezidențiale, pentru că după aia, în turul 2, intervine o cu totul altă logică a votului. Deci, pe măsură ce ne apropiem de începutul campaniei electorale, o să vedeți că sondajele se vor ajusta în așa fel încât vor reflecta aproape în marja de eroare ceea ce va ieși la vot. Primul vot la prezidențiale, primul vot din prima duminică, este un vot pozitiv. Este un vot în care fiecare merge și spune ce vrea. La parlamentare, să zic așa, e intermediar, turul 2 al alegerilor prezidențiale, votezi ceea ce nu vrei. Deci intri în o altă logică, este logica votului negativ. Alegi răul cel mai mic, ca să spun mult mai tranșant. Deci asta se va întâmpla. Cu cât ne apropiem de alegeri, cu atât veți vedea că candidații care acum sunt subcotați se vor apropia de scorul partidelor. Facem, cum spuneam, un exercițiu în a vedea dacă aceste gesturi de campanie, unele dintre ele sunt din proprie inspirație, altele sunt sugerate de consultanți și o să vedem și cine sunt unii dintre consultanții care joacă în spatele candidatului și în această cursă pentru Cotroceni și, sigur, în competiția pentru alegerile parlamentare, care înseamnă preluarea puterii executive în România. Să nu uităm, pentru că majoritatea parlamentară dă compoziția viitorului guvern și guvernul decide cele mai multe dintre problemele care ne privesc pe fiecare dintre noi. Și haideți să-i luăm pe rând. Începem cu Elena Lasconi. Și ați văzut că era invocată în răspunsurile celor de mai devreme cu o anumită frecvență. Sigur că domnia sa în clipa de față se rezumă la apariții în spațiu public, la diverse manifestări. Am văzut-o și la Vama Veche, am văzut-o și la mănăstiri, am văzut-o și la Antold, am văzut-o și prin tot felul de iarmaroace. Am văzut-o și printre lipoveni și o să vedem ce a făcut acolo, ce și-a ales să interpreteze din punct de vedere coregrafic. Dar haideți să vedem cine o consultă pe doamna Lasconi. Nu pe partea medicală, doamne ferește, că nu e cazul, ci din punct de vedere politic. Cine este consultantul politic al doamnei Lasconi? Surpriză, de altfel, pentru că s-a procedat într-un mod interesant și unic până acum. Dacă erau ținuți la secret consultanții, doamna Lasconi a obținut vot în interiorul formațiunii sale și banii necesari pentru a plăti un consultant care nu este străin de România, un consultant american. Atenție, membru al Freedom Foundation. Ce ne spune Freedom Foundation? Apropiat de republicani. Apropiat de republicani? Doar atât. Păi toți sunt membri la Freedom Foundation, într-o formă sau alta. Ceilalți sunt în partea altă. Bun, Bob Wickers îl cheamă, l-a consiliat, așa cum puncta doamna Kim, că vine din zona republicană, pe fostul guvernator din Arizona, Mike Huckabee, candidat în interiorul Partidului Republican pentru nominalizarea la funcția de președinte al Statelor Unite, dar și pe contracandidatul lui Barack Obama, Mitt Romney, în 2012. Însă,
Celebru în România a fost după campania lui Boris Yeltsin. Și o să vedem și cu ce schimbări interesante, că ziceați, domnule Andronic, cu ce intră în campanie, cu aia iese. Ei bine, unii au mai produs și niște nuanțe de care n-ar fi putut fi bănuiți. În 1996, Wickers este adus în România de Viorel Hrebenciuc pentru a-l consilia pe Ion Iliescu. Alegerile, cum știm, au fost câștigate de Emil Constantinescu. L-ați văzut pe ecran pentru câteva momente. Aș vrea să spun și eu ceva, dacă se poate să-l completez pe domnul Andronic. În 2009 eu eram în conducerea campaniei prezidențiale în județul Constanța și cu o săptămână înainte de turul 2, domnul Joan avea 55% 55-45 și domnul Băsescu avea 45%. Așa. Deci teoria că cine rămâne cu ce intră nu este chiar adevărat. N-ați înțeles, n-ați înțeles ce am spus. Am spus de turul 1, nu, n-ați fost atent. Și în turul 1 la fel a fost toată lumea. În turul 1 să știți că au ieșit exact ca în sondaj, a fost 31-32, îmi aduc și acum aminte, da? Și întrebarea consultanților, pentru că exista marja de eroare, era, nu știau dacă Joană nu care cumva va fi 32 și Băsescu 31. La final a fost invers, Băsescu a fost cu puțin... La final a fost cu puțin, vorbesc de turul întâi, nu procese verbale pe care noi le-am prezentat în momentul acela, în care voturile erau... Exact. Eu vorbeam de turul întâi, acum veniți cu un răutăcism. Am răutăcism, se pot pierde 5 puncte imediat. Nu-ți schimbă campania electorală neapărat profilul, așa cum intri... Bun. Așa ajungi la așa vot, este, dar dacă... Haideți să vedem ce poate să facă consultantul Bob Wickers pentru Elena Lasconi, plecând de la ce a făcut pentru Boris Yeltsin. Și imaginile din campania lui Yeltsin au fost absolut spectaculoase. Cine s-ar fi așteptat la statura, la comportamentul lui Yeltsin, să-l vadă dansând în felul în care o să-l vedeți chiar acum, sper, pe ecran. Iată-l! Sigur, exceptând momentele când mai scăpa niște șaturi de, nu știu cum se zice în rusă, la șaturi, dar la vot că știm cum se zice, și unde ar fi putut fi această explicație, aici era limpede aruncat într-un show de televiziune pentru a face spectacol, umanizându-l pe cel care, să nu uităm, era venit la putere după ce fusese răpuse tunurile pe Kremlin. Dar dansul pare că nu este străin de consultant, oare? Sau să fie în natura candidatului de data asta, respectiv doamna Elena Lasconi, care, cum spuneam, s-a dus printre lipoveni și n-a rezistat. Pur și simplu, n-a rezistat tentației, eu știu, făcând abstracție de coloana muzicală, de tema muzicală, care de contextul... i-a făcut picioarele să se miște într-un ritm alert, să nu uităm, acolo... în zona unde trăiesc lipovenii, sună cam o dată la două zile alarmele și vin mesajele de avertizare în legătură cu ce aruncă unii din partea cealaltă, inclusiv deasupra României. Priviți! Super, vă mulțumim foarte mult, ne-am simțit foarte bine! Doamne, e un colț de rai aici. Vă mulțumim din suflet. Da, tot de trei. Gata. Așa să pupă toți lipovenii de trei ori? Da. Hai, gata, de trei ori vreau. Dansurile lipovenești superbe, altfel... Altfel, dar la început un pic de problemă, domnule Andronic, era Galinca, pentru că la Șoșoacă s-a rostogolit momentul
Bine, având în vedere și conexiunile domniei. Nu se lipește cu... orice de oricine, știți. Unde, unde intră asta cu Elena Lasconi? La o gafă, la ceva ușor de... Că totuși vrea să fie președintele României, să te apuci în, la o aruncătură de băț de Ucraina să cânti Kalinka? Da, dar vedeți că, asta vă spuneam, nu se lipește orice de oricine. Trebuie să existe și o legătură naturală între o prostie pe care o faci și pe cetea care ți se pune. În cazul Elena Lasconi, nu bănuiește nimeni pe cei de la USR că ar fi proruși. Nu i-am văzut nici pe la ambasada Rusiei, nici... Deci nu intră la categoria gafe, intră la categoria că asta, discutam și cu colega mea, pur și simplu este o persoană vie. Deci ea tot ce face, face cu bucurie. Acum, că unele ies, că unele nu ies, bucuria rămâne, să știți. Da, și vedem imaginile despre Elena. Chiar am glumit astăzi. Într-un fel, Elena Lasconi are dreptate. Ea a terminat ASEU. Problema e că nu l-a început. Mă rog, la început. E, la ceva, e ceva din Traian Băsescu în personaj sau în strategia de campanie a candidatului Lasconi? Nu mi se pare, nu. Pentru că apropierea... Nu, dacă vreți să regădim că, într-adevăr, două personaje, Vică și Traian Băsescu, era... nu știai ce face, indiferent de ce îi spunea, el făcea cel tăia capul. Da, din punctul ăsta de vedere, era s-ar putea, deși de cred lume. Că Elena, era Elena care... Lasconi e mult mai disciplinată decât Traian Băsescu. Dansa la Cireșica, mai bătea, da, și palma. Și era natural, și... era viu. Și ea v-am întrebat, da, pentru că din este... Din punct de vedere al naturaleții și al... da. La iar maroace vedere... zicea, aș lua și o țuică, dar... Păi nu, o lua. Nu, e, nu era că ce aș lua, o lua. Mă rog. Bun, imaginile despre care vorbea Oana mai devreme, cele cu Diana Șoșoac, au fost socotite încă o dovadă, sigur, firesc, a legăturii sale cu, cu Moscova, a filorusismului celei care vrea să obțină voturile, inclusiv din diaspora aia care ar trebui să fie pro-occidentală. Le vedem chiar acum? Diferența e că la Diana Șoșoacă e și cu text. Doar noi nu suntem cu sunet, dar... Bun, sigur că, așa cum spuneam, aici, date fiind antecedentele, era firesc să fie etichetat momentul ăsta ca un semn că e limpede spre ce vrea să meargă doamna Șoșoacă. Întorcându-ne la doamna Elena Lasconi, sigur că ce a devenit în ultimele zile viral a fost episodul din interviul realizat de Mihai Gâdea cu primarul din Câmpul Lung, Mușcel, cel în care doamna Lasconi își prezintă, cum să zicem, ctitoria de care are grijă, nu? Acel mușuroi al furnicilor, de care spune că se îngrijește cu sfințenie și îl apără cu drzenie. Și e celălalt moment în care pruna, netransformată în altceva, devine și ea subiect de conversație și cumva de... apropiere, nu? De unele dintre preocupările celor care speră domnia că vor vota. A devenit viral, sunt foarte curioasă să aud explicațiile dumneavoastră invitațiilor emisiunii. Aici am un mușuroi de care, de furnici. Wow! Da, și am pus aseară niște pâine, dar să știi că nu sunt atât de fan pâine, cât dulciuri, cât să fie dulci. Da, normal. Și am grijă de, de furnicuțe. Am pere, mere, prune, am de toate, dar nu știu dacă mai găsim acum. Stai că erau aici unele mari. Dacă nu găsim una de pe jos. A, foarte bună. Ia, cred, sigur o să-ți placă. Wow, eu te vreau să-l iau. Sigur o să-ți placă. Bună, bună. Murim. Ador prunea. Da, și eu ador lucrurile astea simple. De care am uitat să ne bucurăm, știi? Bun, te aud așadar. Ne mutăm, ne mutăm cu întrebările către politicieni, ca să vedem cum privesc prestația contracandidatului, nu? Pentru fiecare dintre cei pe care îl susțineți, începem cu noastră, Achim? Pruna? Furnica?
În primul rând, aș vrea să mă întorc la întrebarea dumneavoastră anterioară, de ce, pe care de fapt ați și pus-o, de ce oamenii din clipurile pe care le-ați arătat nu au ținut, nu au memorat niciun gest, niciun mesaj al candidaților. Este foarte simplu, cu astfel de clipuri, cu astfel de manifestații, cu astfel de gesturi, cu astfel de apariții ale candidaților, atunci când asupra capetelor noastre zboară drone, cum spuneați mai aproape, mai înainte, sau se scufundă nave în apele teritoriale ale României, este greu, este foarte greu să dai atenție acestor candidați și apoi să îți amintești vreun mesaj. Eu n-am înțeles niciun mesaj până acum. Dar vedeți, este care, și o mică problemă, iertați-mă că vă întreb, cea mai proaspătă lansare la momentul filmării, adică astăzi dimineață, era cea a domnului Joană. Și nici din clipul dumneavoastră sau din mesajele dumneavoastră de lansare a campaniei n-a rămas nimic numele candidatului. Deci, nici așa. Este, într-un fel este adevărat, să nu uităm însă că domnul Joană intră un pic mai târziu în toată această poveste. Dumnealui proaspăt întors de la Bruxelles, de-abia și-a lansat campania, până acum fiind încorsetat de regulile apartenenței dumisale în cadrul NATO. Deci haideți să lăsăm un pic timpul să curgă, să vedem... Bun, o să aveți ocazia, doamna, când să vorbiți despre Mircea Joană. Să vedem cum se... Doriți să răspundeți la ce am întrebat noi, că suntem la candidatul Asconi, ajungem și la candidatul Joană imediat. De ce considerați că a devenit acest moment viral? Foarte simplu, pentru că este complet nepotrivit cu statura unui președinte, este complet nepotrivit cu ceea ce oamenii așteaptă de la un președinte sau o președintă, ca să fim corect politic, cu ceea ce așteaptă ca persoana respectivă să le asigure atunci când devine în funcție securitatea, prosperitatea economică și așa mai departe. Cu toată simpatia, de altfel, pentru doamna Asconi și preocupările domniei sale, să crești furnici și să culegi prune, oricât cât ar fi de reconfortant, nu este. Nu, deci este, considerați momentul exotic? Absolut exotic. Pe acest criteriu de... Absolut vă întreb exotic. Pentru că am văzut, domnule Stamule, celebrii căței de la Buckingham, pe cei de la Casa Albă, din diverse mandate de președinți. Doamna Lasconi, nu, cățelul, furnicile poate, nu știu, să fie diferite. USR sau poate chiar le iubește și le îngrijește. Ați luat USR s-a lansat în Urbanul Mare, având un lider premiat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică și care se dorea a fi un partid pentru cetățenii educați și, să zicem așa, din centrele orașelor mari. În timp, doamna Lasconi nu are niciun mesaj pentru Urbanul Mare și încearcă să-și creeze o bază electorală în zona unde celelalte partide sunt mai puternice, cu primari, cu logistică politică, și ea crede că va crește electoral cu genul acesta de mesaje adresate, să zicem așa, în afara bazinului clasic al USR. Eu cred că, din punctul, nu știu dacă vă va contrazice, dar eu vă contrazic. Din punctul meu de vedere. Către Urbanul Mare merge mesajul, pentru că furnicuțele sunt... pot să strânească entuziast, nu știu, în zona celor care stau prea mult pe asfalt și atunci apreciază natura. Așa, eu cred că... Culeasă din este pom, pentru... este dezideratul, da, oricui trăiește în poluarea de aici, din București, s-a săturat de fructele și... Eu cred că pe Urbanul Mare nu e... Generațiile Millennial și generația Z, cei care, într-adevăr, sunt mult mai aplecați spre... Cu generația natură... Millennial nu intri în turul 2. Haideți să fim serioși acum. Deci și în turul 2 intri cu persoanele peste 40 de ani, care pot să vadă un CV cum arată pe Orașul bune și cum... Sondajele dumneavoastră la partid ce arată, domnule Stamule? E un pericol, Elena Lasconi, pentru candidatul dumneavoastră, fiind mult mai naturală, mai vie, cum spunea domnul Andronic? Militanții noștri s-au odihnit în timpul verii după o campanie destul de dură la locale. Începând de luni, intrăm cu toată forța pe teren, după ce duminică vom finaliza procesul de desemnare al candidatului Partidul Național Liberal, respectiv domnul președinte Nicolae Ciucă, și ne bazăm pe cele câteva sute de mii de membri ai Partidului Național Liberal și toată
echipa noastră politică. Am înțeles, o să aveți ocazia să ne explicați. Și în momentul acela, eu sunt convins că dacă o să mergeți și în alte orașe, că am văzut că ați mers în Galați, Argeș și ne-ați dat o listă numai cu... Și dumneavoastră ați decis să vă lansați cartea... Adică de ce nu v-ați dus și prin Constanța și prin Alba și prin Brașov? Argeșul, câți peneli sunt în Argeș? Ia spuneți, câți liberali sunt? Doamna Gorghiu, dar Argeș e 70%. Păi așa și dacă mergeați în Cluj, poate că nu spune atât de multă lume. Bun. Da, ok, ați ales un eșantion pe care l-ați ales voi, nu e spărare aici. Pe partea economică, s-a nimerit toți de la PSD. Bun, mulțumesc, domnule Spătaru. Pe partea economică, unii se pot întreba că, dacă nu cumva, iată, tocmai grija doamnei Lasconi pentru râul Ramul, da? S-ar putea să dea măsura unei responsabilități. Dacă are grijă de furnici, va avea grijă și de oameni. Căci pe principiu, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Poate cine îngrijește astăzi o furnică, mâine va îngriji o națiune. Zic și eu, nu știu dacă funcționează oglinda asta. Problema cea mai mare cu doamna Lasconi este că furnicile poate că se hrănesc cu pâine, oamenii nu se hrănesc cu pâine, doar cu pâine. Să știți că le-a dat cozonac. Acest filon... Știți, din celebra... Dacă nu au pâine, să mănânce exact. Cozonac. Să mănânce cozonac. O celebră regină, că dacă nu aveți pâine, vă dăm cozonac. Știi? Exact. Acum, văd că doamna Lasconi încearcă să promoveze un puternic filon ecologist. Se apropie de natură. Acum, USR-ul nu știu dacă s-a promovat neapărat ca fiind un partid ecologist. Ba, fix așa dar promovat. Ceea ce văd la doamna Lasconi... Vă contrazic eu, salvăm a pornit de la Roșia Montană, adică pe partea ecologică, cu sticlele pline cu pietre. Noi întrebaserăm altceva. Noi vrem să vedem care este înțelegerea dumneavoastră asupra relației dintre aceste momente de campanie și electorat. Și vă întrebaserăm de ce considerați că a devenit viral. Oamenii asta vor să vadă? Aveți o interpretare? Analizați ce fac contracandidații? Vă gândiți ce are impact și ce nu? Hai să facem și noi sau hai să nu? Sau au rostogolit-o ca să se amuze și atunci poate că trebuie să te ferești de astfel de gesturi? Cred că mai degrabă spiritul critic și oarecum acid al românilor face ca aceste imagini să devină virale. Pentru că vom vedea probabil ulterior și foarte multe glume pe seama a ceea ce am văzut acum, ne-ați prezentat. Românii fac glume pe seama multor gesturi ale tuturor candidaților. Foarte scurt, Dan Andronic, atât spuneți-mi. Unde vedeți momentul ăsta? Este la o strategie de umanitare? Cel mai rău pentru un om politic? Campanie sau la naturalism? Cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om politic este să facă ceva să nu-l bage nimeni în seamă. Deci viralizarea unui mesaj... Fie că e făcută ironic sau nu, sau este varianta cea mai simplă de a fi viralizat. Că și ciola cu mine, dacă iau un pui de pisică și începe să-l pupe, iar, nu știu, Ciucă găsește pe stradă un pui de căprioară, videoclipurile astea se vor viraliza. Asta e varianta care merge. Bun, la sigur. Până una alta, domnul Ciucă gătește, domnul Ciolacu mănâncă de când a început această precampanie. Oricum, trebuie un premiu pentru originalitate. Eu n-am mai văzut pe nimeni să hrănească furnici. Exact. Doamna Șufaru, sigur că toate aceste lucruri pot să aibă impact. Doamna Lasconi era limpede la începutul campaniei că avea nevoie de creșterea notorietății. Exact. Da, și atunci face, așa cum spunea și domnul Andronic, nu contează, practic, evenimentele sau acțiunile atâta timp cât ele ajung la public și se vorbește despre ele. De la un moment încolo poți să-ți faci o problemă și poți să-ți pui o problemă, momentul în care deja ceea ce ai ca notorietate este adversitate. Doamna Șufaru, stați că mi-este greu. Vreau să închidem capitolul Lasconi, să mergem la următorul candidat. Dar dumneavoastră vedeți momentul ăla când pregăteau, dumneavoastră, vine... Gâdea să filmeze. Are următorul format, trebuie să vorbim despre mine ca om, despre studii, despre diplome, despre 5-6 din facultate. Așa că mai bine vorbim despre furnici. Și consultantul american, Bob, cum îl cheamă, Wickers ăsta, a stat la mașa aia zis, Elena, uite, mă gândesc la un moment care să devine viral, ce am putea să facem? Dă-i, e posibil. Absolut. Dă-i cu furnicile foarte, înainte? Foarte adică, posibil. Foarte vedeți posibil. Momentul ăsta? Da. Momente da, care să umanizeze. Am făcut astea, adică nu că se fac. Nu vorbesc așa de deasupra. Și revenind la întrebarea inițială, apropo de ce fac consultanții, trebuie să, și cum zicea domnul Andronic, experiența l-a învățat că nu se schimbă. Bun, tot evidence-based, să spunem, data arată așa. Principalii trei factori în influența câștigului unor alegeri, organizarea,
ceea ce înseamnă organizare în campanie, adică să aduci oamenii la vot, atributele candidatului și modul în care te prezinți și cum transmiți mesajul, cât de credibil ești. Astea vor conta. Haideți să trecem la candidatul Partidului Național Liberal pentru președinția României, domnul Nicolae Ciucă, general al Armatei Române, cel care, știți, a fost subiect al multor controverse pentru că i s-a creat o campanie de lansare care a stârnit pe de-o parte un întreg folclor legat de densitatea panourilor publicitare, ajunsese să devină unitate de măsură pentru distanțe, se măsura în ciuci orice traseu între București și un alt oraș al țării, apropo de numărul, cum spuneam, de stâlpi pe care se afla panoul domnului președinte al PNL, apoi de controversă legată de proveniența banilor cu care a fost plătită respectiva campanie și, în cele din urmă, cartea fuse tipărită, fuse și lansată cu lăutari și, sigur, toată lumea s-a întrebat, domne, de unde această idee? Și ideea cărții a venit din import. Și consultantul tot de acolo, președintele PNL, l-a angajat pe sfătuitorul președintelui ceh, Petr Pavel Copin, și strategia de campanie care a inclus lansarea unei cărți autobiografice fix înainte de alegeri. De altfel s-a și comentat că i-ar fi scris consultanții cartea, domnului Ciucă nu prea i-a plăcut că unele eram cam cosmetizate și a dorit să le readucă totuși la realitate. Martin Poliacic îl cheamă, este fost politician slovac, expert în comunicare, este asociat în firma AKM cu Martin Burg, care s-a ocupat de campania lui Pavel. Poliacic este văzut des atât în sediul PNL din Modrogan, cât și în biroul lui Ciucă de la Senat. De altfel, pe ecran vin deja imaginile cu una dintre ședințele la care Poliacic este prezent în biroul domnului Ciucă din Senatul României. Sunt multe astfel de imagini, am selectat pe cele mai clare. Domnule Stamule, așadar, un model adus de afară, acolo a avut succes, aici a stârnit multe, multe controverse, ba chiar inclusiv o plângere penală, dacă nu greșesc. Partidul Național Liberal, atunci când a contractat panourile electorale, nu știa dacă va fi campania. De fapt, nimeni nu voia să contracteze panourile doar pentru câteva luni. Era o diferență de preț foarte mică și atunci am luat decizia administrativă ca să luăm acest număr de panouri pe tot anul și să desfășurăm diferite campanii politice pe panouri. Dacă țineți minte, am... Domnule Stamule, explicația da, nu mai... Da, asta este explicația. Deci povestea că s-au cheltuit 2 milioane de euro pe promovarea cărții nu este adevărată. Iar o campanie copy-paste din Cehia. Nu, stați puțin. Deci pe toată planeta se scot autobiografii înainte de o candidatură la prezidențială. Povestea asta că s-a făcut doar în Cehia. Păi dacă ne uităm, cred că 80% din candidații la președinție din lumea asta... Păi da, dar dumneavoastră ați luat și candidat și consultantul am luat? Cehului. Asta este o decizie a candidatului de a avea ce consultați vrea el. Dar să spunem că cartea autobiografică este o idee care s-a întâmplat doar în Cehia, păi asta nu este adevărat. Deci, domnul președinte Ciucă... Păi nu, a spus că am preluat ideea de acolo. Nu este adevărat. Dar nu este adevărat. Profilele, deși sunt amândoi generali, au profile diferite. Haideți să o luăm pe scurtătură. Exact. Din punct de vedere al conținutului cărții, este o oglindă a vieții. Campania, vă întrebam dacă a fost de folos. Campania a ridicat masiv notorietatea domnului Ciucă. Ce a făcut? A ridicat notorietatea domnului Ciucă. Da, domnul Ciucă era ok la notorietate, să știți. Era. Avem acest concept de campanie în slujba țării, care, dacă vă uitați, este folosit și acum pentru a promova strângerea de semnături pentru domnul Ciucă. Și a fost o campanie de comunicare peste vară, când acele panouri nu erau folosite și erau plătite. Nu peste vară, stați că a luat-o din primăvară, că a luat-o dinainte de Europa Parlamentare și locale. A luat-o din mai și a decurs toată vara, o singură lună de primăvară. Bun, ca să fie sigur că o să ajungă pe locul 6. Da, ca să fie sigur că o să ajungă pe locul 6. Bine, asta cu locul 6 e o poveste. Partidul s-a ocupat din primăvară. Împachetarea acestei lansări, mult așteptatei cărți, într-o emisiune culinară la domnul Dinescu, unde, pe lângă ostropelul gătit,
sau saramura de pui, cred că mai degrabă așa i-a zis domnul A fost Ciucă. O combinație, da. O să vedem și inedita rețetă a borșului de varză roșie. Domnul Dinescu, ele nu mai există. Nu mai există. Dar știți cum e aia? Are Carl Sandburg, un mare poet american, ce, au dispărut bizonii, au dispărut și cei ce au văzut bizonii. Păi au dispărut fabricile, dar au dispărut și inginerii și tehnologii care știau să lucreze în aceleași fabrici. Că mâine, dacă vrei să faci o fabrică de conserve la Calafat, nu ai cu cine, nu ai tehnologi, nu ai ingineri. Că au dispărut școlile de astea. Deci așa aici este. E drama României. Sunt și alte condiții de calitate. Să știți că România exporta... Conservele de legume, păi, erau, fiți atent. Erau curate, erau bio, erau, de fapt. Erau pliate pe bazin nu legumicol din zona Calafat, Desa, exact, Poiana Mare, da. Sigur, de Buleni. Dumneavoastră care aveți o patimă cu gătitul și nu știu ce, că asta mi-a plăcut în cartea aia, respectul față de ideea de a mânca curat, de ce făcea bunica dumneavoastră, da? Bun. Bun, povestea era așa, n-a găsit în Afganistan. Da, numai să fac o remarcă. Numai o clipă, pare... doamna Achin, să lămurim ce era cu ciorba respectivă, o rețetă proprie, o invenție la nevoie a domnului Ciucă, a povestit că în Afganistan, pentru că i s-a făcut poftă, n-a găsit borș, a luat oțet, a luat ce legume a găsit prin pachetele livrate în situația respectivă pentru militar, două verze roșii, un pic de ceapă, un pic de mazăre, un pic de toate și i-a ieșit borșul de varză roșie cu oțet în loc de borș. Și iute, deci, că creativ. A pus doar de iuți. Vreau doar să remarc un lucru. Borșul de varză roșie este, de fapt, o mâncare foarte des întâlnită în Ucraina. Deci mi se bun, pare și sarmalele le întâlnești în Turcia. Asta nu domnul mai Ciucă sarmale. A ales să gătească o mâncare ucraineană, bun. În timp ce doamna Lasconi a ales să danseze pe o melodie rusească. Încet, încet ne apropiem și de zona geopolitică și de politică externă. Bun, dar măcar domnul Ciucă e pe partea bună. Bine, dar în afară de mămăligă... Asta înseamnă că dreapta nu se unește. De mămăligă cu ceapă, eu nu știu ce meniu tradițional românesc avem. Strategie? Nu. Era o ironie? Vreau să rămânem în zona umoristică, de altfel întregii... Mulțumesc. Domnul Spătaru vrea să fac o completare mai devreme. V-am auzit încercând să interveniți. Vă rog, domnul Spătaru. Da, spuneam că acele panouri au început din primăvară până în toamnă ca să se coacă cum trebuie. Acum văd că însă că și-au schimbat culoarea. Chiar veneam pe autostrada Soarelui și am văzut că o bună parte din panouri albastră, au început să devină albastre. Nu știu de la ce? Adică ce, o fi de la expunerea prelungită la soare? Adică UV-ul să fie? O fi de la expunerea prelungită, da, probabil. Adică nu cred că e schimbarea identitară. Dacă e să ne uităm la ce am văzut, eu sincer n-am urmărit experimentul culinar al domnului Ciucă, dar pot să spun ca în celeva reclamă, scump, domnule, scump. Lucrurile, la ce vă referiți? Văd că poate. Păi, dacă vii și spui că nu mai oameni, nu mai ingineri ca să faci fabrici, ci trebuie să faci lucrurile ca așa cum se făceau asta acum 40 de Dinescu. Ani, eu cred că nu e adevărat. Nu e adevărat, ci este doar... Mă rog, asta spunea mai degrabă gazda și îi confirma Mircea Ciucă, dar haideți să vedem unul dintre episoadele cu generalul Nicolae Ciucă, ce a devenit și el viral. De data asta, sigur, pentru că mulți n-au înțeles exact unde bate domnul Ciucă, deși bătea apa. Pe cine bate? La momentul respectiv. Și fără pivă. Îmi place foarte mult să fiu în apă. Apa este ca o răcorire. Nu doar că este rece, dar când... poți să o domini, să fii deasupra ei, te răcorești. Doamna Tache, deci ați reținut mișcarea? Adică aș simți nevoia unei completări. De exemplu, dacă aș fi consultantul ceh, aș fi spus domnului Ciucă, data viitoare când vorbește despre cum să domine apa, să zică și că e udă. Dar nu, ce să... Totuși, noi am avut un președinte care ne explica flotabilitatea din alt punct de vedere. Deci el explica că pui 4 cuburi de gheață în whisky,
până când plutesc. Adică și trebuie asta. 4 și 6 depinde de pahar. Da, și ne spunea și cum se scufundase după aceea. Dar revenind, voiam doar să-i spun domnului Stamule ce m-a apucat să-i spun puțin mai devreme, și anume că, exact ce spunea Oana, și anume credibilitatea generalului Ciucă cumva în primăvară, da, chiar la vreo 6 luni de zile după rotativa sticlă făcută cu PSD-ul, era în regulă. Cumva, da, părea al doilea partid ca număr de ca putere și era un candidat firesc. Dar s-a ocupat, adică partidul s-a ocupat, e bine că zic că se vor întoarce la serviciu de luni. Practic, ei au muncit rău de tot din primăvară până acum, astfel încât generalul Ciucă să ajungă pe locul pe care este astăzi în absolut toate sondajele. Dan Andronic, aici aș vrea să știu că sunt puține minute până la pauză de la dumneavoastră. Cum traduceți parcursul acesta de la fostul șef al statului major al armatei, da? Comandantul armatei române, ministrul, da? Armatei, premierul țării, omul cu stabilitatea, cuvântul, rigoare, Marcel, coaliția, la bunelul, la controversa legată de Cataman, când se lanseze cartea, controversă legată de episodul Naseria, ca acum să o dea pe găteală și pe saramura pui și lăutarii de la Dinescu. În câteva cuvinte, destul de complicat de rezumat o asemenea situație. Și de-aia poate ar trebui luată bucată cu bucată. Cu episodul Naseria, știți punctul meu de vedere, eu nu cred că acolo, și am citit și în carte cu foarte mare atenție, sunt 3 pagini dedicate acelui moment, n-a exagerat în niciun fel generalul Ciucă. Ce au făcut cei de la armată? Acolo a fost o mizerie a celor care au încercat să decredibilizeze. Au fost cel puțin 2 persoane, am dat atunci, am și publicat articole date de evenimentul zilei și ziua în acel an, cu referire directă, iar acolo erau reprezentanții ai armatei care povesteau ce s-a întâmplat. Ce să vă spun, să fii președinte înseamnă să iei votul majorității românilor. Și românii, în general, își doresc un președinte, după cum am văzut, după chipul și asemănarea lor. Vor un om care, în care să se recunoască. Și acum nu poți să fii altfel decât societatea, oricât ai strădui. Tot ceea ce vedem acum este de fapt o bătălie pentru cine intră în turul 2. Vedem însă niște pentru turul 1 și turul 2, o să vedeți că se schimbă discursul. Doar atât, astăzi s-a întors cumva la cazarmă ca să închidă povestea asta. A fost chiar la regimentul Scorpionilor Roșii, cel cu care a plecat pentru prima dată în misiune în străinătate. Vedem imagine și vă rog să continuați în câteva secunde, domnule Andronic. Pe acronime, pe sintagme, pe înțelegerea lor. Și când disputele ajungeau la un anumit nivel. Așadar, înapoi în cazarmă, cumva, astăzi. Deci, dacă aș fi fost consultantul lui Nicolae Ciucă, aș fi spus un singur lucru. Dumnezeu, lăsați-l așa cum e. Nu încercați să-l transformați în altceva, pentru că este un om natural, este un om care are... Și lăutarul a fost de succes din punctul meu de vedere sau îl știrbește? Aici intervine consultantul din mine care vă spune că orice strategie e bună în funcție de rezultat. Ne întoarcem în doar câteva momente, doamnelor și domnilor, vedem ce au făcut Mircea Geoană, ce a făcut Marcel Ciolacu, ce au făcut ceilalți candidați la alegerile prezidențiale și venim cu niște imagini spectaculoase. Ne întâlnim în câteva momente și o să vedeți că merită, pentru că avem un nou sondaj printre români. Și cel mai mincinos prezidențiabil, veți vedea cum se dezvăluie singur, practic, trebuie să-l ajutăm. Ieșiți de putere, doamnelor și domnilor, vi-l arătăm pe cel mai mincinos candidat în cursa pentru Cotroceni și o să vedeți cum se devoalează singur. Dar venim și cu imagini spectaculoase și cu gesturi pe care le fac cei care vor să vă ceară și vă cer, de fapt, voturile să le și obțină în această campanie. Suntem în continuare în legătură cu reprezentanții principalilor competitori din această cursă, doamna Alina Achim din partea domnului Mircea Geoană, domnul Florin Spătaru din partea domnului Marcel Ciolacu, domnul Tănase Stamule din partea domnului Nicolae Ciucă, domnul Dan Andronic din partea evenimentului zilei, doamna Diana Tachie din partea sursei zilei și doamna Ionela Șufaru, sociolog din partea specialiștilor care nu fură la cifrele de sondaj, așa cum din păcate se mai întâmplă pe aici, pe la noi. O să vedeți și candidatul care în urma gafei de campanie a și fost trolat astăzi. Veți vedea imaginile proaspete de prin București. Momentan nu știm dacă sunt și în țară.
Vedem haideți însă vedem răspunsurile exact noastre la întrebarea care ar trebui să fie cheie. Ce ar trebui să facă un candidat pentru a vă convinge să-i dați votul? Ce ar trebui să facă unul dintre candidați pentru a vă convinge să-l votați? Să fie un om simplu și pentru popor. Să mintă mai puțin. Eu știu ce trebuie să facă ca să ne convingă să mai facă în țara asta, că cam cadus de râpă. Să cunoască istoria țării, da? Cunoaște istoria, nu e o calitate. E o calitate. Știi cine ești, de unde vii și ce vrei. E o mare calitate. Din păcate, toți fac promisiuni. Merg din nou pe acea experiență care ar putea să aducă ceva plus pentru România în raport cu puterile NATO, ca să zic, și cu Uniunea Europeană. Ce ar trebui să facă unul dintre candidați ca să vă convingă să-l votați? Să ne spună sincer ce poate și ce nu poate. Trebuie să explice clar ce nu poate. Deocamdată nu m-au convins niciunul din ei. M-a convins. Dar să vedem, mai este timp până în noiembrie. În primul rând să nu facă promisiuni deșarte și în al doilea rând să ne reprezinte mai bine pe toți românii. Ce ar trebui să facă unul sau una dintre candidați pentru a vă convinge să îl votați? Latinii spuneau acta non verba, adică fapte și nu vorbe. Evident, un nivel de diplomație superior, educație superioară, atitudine, imagine, inclusiv vestimentația, cred că este importantă. Să fie patriot și să mai apropia de nevoile poporului, să facă mai puțin planurile ce impuse din afară. Cred că nimic. Nimic în plus față de ce sunt acum. Nu trebuie să facă nimic, degeaba toată lumea vorbește înainte de votări. Toată lumea promite, dar nu face nimic. Să aibă demnitate, să fie un om vertical, să se sesizeze ușor binele, să se pare de rău. Și eu am mai întrebat colegii noștri ce calitate ar trebui să aibă obligatoriu viitorul președinte al României, inclusiv dacă te gândești prin comparație cu cei pe care i-am avut până acum, sau cu modele de pe afară. Care este calitatea esențială pe care ar trebui să aibă, poate în comparație cu foștii președinți, cu cei din afară? Păi au avut vreo calitate? Înțelepciune și coloană vertebrală. Capacitatea de a se subordona cât mai puțin intereselor străine din interesele României. Din punctul meu de vedere, cred că seriozitatea ar trebui să fie calitatea principală. Care e calitatea esențială pe care ar trebui să o aibă viitorul președinte? Da, să fie cu poporul, pentru bunăstarea lui și atât. Să aibă grijă de oameni și de țară. Să nu fie mincinos, că toți mint la început și după aceea mint frumos. Toți mint frumos. Să fie un om educat. Să fie un bun diplomat, am mai spus-o și cu altă ocazie, relațiile externe sunt constituie atributul principal al președinției. În primul rând să fie un om cu frică de Dumnezeu, ceea ce nu prea mai găsim în ziua de azi, adică să fie om. Și să ne reprezinte pe noi, nu pe alții, nu interesele străine. Calitatea de bază a unui candidat ar fi, în primul rând, modestie, sinceritate și simț civic pentru cei de jos. Nu are nicio calitate. Le minte până se vede la putere și la urmă face ce vor cu noi. Ce calitate crezi că ar trebui să aibă viitorul președinte? Nu știu, adică... Ce ar trebui să facă? Ce ar trebui să facă? Să crezi că mai e ok, da, condiții, să îmbunătățea și curajul. Asta este tot ceea ce îi dorește orice om. Calitatea esențială să fie cu viitorul. Viitorul la tine. Da. În acest moment se încadrează cineva în această calitate? Nu, cred că nu. Cred că nu e nimeni cu o calitate de genul.
Bun, punem în oglindă cu răspunsurile prezidențiabililor, pentru că în interviurile acordate lui Mihai Gâdea au arătat ce fel de președinți vor să fie, promit să fie. Iată. Vă fi un președinte pentru toți. Pentru tine și pentru pensionari. Pentru românii de acasă și cei din diaspora. Voi fi un președinte pentru toți românii, indiferent de etnie sau religie. Voi fi președintele oamenilor și nu al partidelor. Pentru mine nu există pesediști, liberali, useriști, suveraniști sau udemeriști. Sunt aici să vă reprezint pe toți și pe toate. Eu nu vreau să fiu un președinte să trag la poartă. Nu ăla e rostul președintele. Președintele trebuie să fie pe teren. El trebuie să fie arbitru. Un arbitru corect. Un arbitru solidar cu cel care se accidentează. Nu sunt reformele, n-aduc numai aplauze. Eu vreau să fiu un președinte care stă lângă primul ministru. Eu vreau să stau cu... Vreau să merg cu primul ministru de mână la președinta comisiei să negociez pentru România. Un președinte normal care înțelege tabloul, că tabloul este uriaș. Un important lucru pe care aș vrea să-l fac dacă mi-ar oferi încrederea și onoarea României ar fi să unesc poporul, cetățenii. Promisiunea mea este că voi asculta românii și voi fi printre români și mă voi duce la guvern să le spun: băi, fraților, românii au nevoie de spital, au nevoie de școală, nu de alte avioane. Nicolae Ciucă, președintele care ar rămâne în istorie, cum? Va munci alături de poporul român, cum a muncit toată viața mea. Este un coleg american care a venit în vizită în România înainte să-și termine mandatul și m-a întrebat ce pot să fac eu în continuare pentru România. Și i-am spus așa: dacă vrei să faci ceva pentru România, ajută-ne să devenim Coreea de Sud a Europei. Vreau să creez polul balcanic. Aici vreau un spațiu al neutralității. Suntem locul interesant și pentru americani, și pentru ruși, și pentru Uniunea Europeană, și mai ales pentru China. Decât să risc să fac aici un război întreg pentru ocuparea noastră, pentru că suntem cea mai bogată țară în resurse din toată Uniunea Europeană, prefer să creez aici un pol de suveranitate prin neutralitatea acestei regiuni. Vreau să fiu un fel de Elveția. Este un plan curajos, dar m-am apucat de el. Domnule Andronic, cine a răspuns cel mai bine cerințelor exprimate mai devreme de cei intervievați de colegii noștri? E foarte greu de spus, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, și-a transmis mesajul. A fost un mesaj dat pentru un anumit tip de electorat. Cum spunea Elena Lasconi, s-a dus pe ideea că vrea să unească românii și dispare diviziunea. Atenție, cei ce vrea să ducă peste guvern să explice că nu mai avem nevoie de avioane, avem nevoie de școli și spitale. Păi nu, cu avioanele, ca zic așa, ne-am rezolvat. Urmează să primim spitale. Nu, ideea este că fiecare încearcă să-și transmită mesajul și asta se vede foarte clar. Mă întrebați dacă există sinceritate în campanie electorală, răspunsul e sincer nu. Ce e sinceritate? Toți mint cu orice? Nu e vorba că minți, transmiți un mesaj. Încerci să-i convingi pe oameni să te voteze. Deci aici nu e... Știți cum există o agendă? Există o agendă a preocupărilor populației. Toți politicienii în campanie se uită la acea agendă, văd ce e pe locul 1, 2 și 3 și despre aia discutăm. Nu ne interesează ce e pe locul 5. Politica este o meserie. Corect. Nu este o misiune. Doamna Achim, cel mai nesincer candidat din ce ați văzut până acum? Cel mai nesincer candidat până acum mi se pare domnul Ciolacu, pentru că a promis și s-a legat, cel puțin în clipul pe care dumneavoastră l-ați arătat în bucățica de film, s-a legat foarte mult de reforme, a promis încă o dată reforme, reformele pe care le tot așteptăm, dumnealui până acum n-a reușit să le facă. Deci este foarte greu de înțeles și de altfel i-am urmărit tot interviu. În tot acel interviu de o oră nu a vorbit absolut deloc despre cum se vor face acele reforme, care sunt acele reforme, cum le va duce la îndeplinire, o diagnosticare foarte bună a problemelor. Deci poate că aici dumneavoastră s-a apropiat un pic de ce spuneau cetățenii că au nevoie, dar foarte puțin.
fără a veni însă cu niciun fel de, cu niciun fel de soluții. Nu cred că este vorba neapărat de a minți în campania electorală. Nu, candidații nu mint în campania electorală, cel puțin candidatul pe care eu îl susțin nu minte în campania electorală, dar se apropie cât pot de ceea ce anume, de ceea ce pot face, de ceea ce cred că este bine de făcut. Și eu cred că există, ar trebui să existe și mai mult curaj în campania electorală. Domnule Spătaru, curajul, singura dovadă de curaj ar fi să spui altceva decât cred oamenii, altceva decât în agenda publică. Aia ar fi o dovadă de curaj. Să spui că vrei să schimbi Constituția pentru că lucrurile nu merg bine, să spui că vrei să reorganizezi teritorial România pentru că lucrurile nu vrei bine, că vrei să dai afară 100.000 de funcționari. Să transformi modul în care se face politică, să spui că nu, asta este o generalitate, nu. Să spui că vrei o transformare a statului. Dar cum transformi? Da, astea sunt generalități. Politică într-un mandat, că n-ai cum să transformi așa ceva. Și nu e atributul președintelui. Sau două mandate, de ce unul singur? Dar președintele se ocupă de politică externă și de apărare. Și cam atât. Cred că a spus punctul pe ei, atributul președintului este politica externă și securitatea națională. Sunt. Dar cred că e cel mai important mesaj pe care Marcel Ciolacu l-a transmis este că nu vrea să mai fie mijlocaș sau atacant sau fundaș, ci vrea să fie cel care mediază între forțele politice tocmai pentru a aduce această stabilitate și a merge împreună. Și dacă m-ați întrebat care este cel mai mincinos, eu nu știu de ce nu recunoașteți faptul că cel mai mincinos candidat pe care l-am văzut din ceea ce mi-ați prezentat este Diana Șoșoacă, de departe, care încearcă să ne vândă o poveste de neutralitate, când dânsa spune foarte clar care sunt afinitățile și care sunt tendințele pe care... Păi și de ce e minciună și nu e sinceritate, că asta nu înțeleg. Ea poate chiar așa crede. Ea cu China și cu Rusia mi se pare destul de transparentă, domnule Spătaru. Toate aceste alianțe nu duc către o neutralitate, în niciun caz. Acolo este minciuna. Păi și neutralitatea, da. Domnule Spătaru, de la domnul Ciolacu, care ne spune că vrea să tragă la poartă, adică totuși ne-am săturat de președinți, jucători, nu vrea să tragă la poartă. Asta da, e un lucru bun. Dar pe mine m-a speriat foarte, foarte tare resemnarea românilor. Cetățenii pe care i-ați intervievat, absolut, mă rog, jumătate din ei spuneau că nu vreau, domnule, nu mă interesează, domnule, nicio calitate, nu știu, domnule, ce să facă. Faptul că ei sunt resemnați, pe mine una mă sperie pentru că nu noi trebuie să ne batem pentru ei, ei trebuie să se lupte pentru votul nostru. Și astăzi, eu nu văd asta, tocmai pentru că prima parte a emisiunii pe asta s-a bazat, și anume că niciunul dintre candidați nu își transmite un mesaj de natura a intra în mentalul colectiv și a venit cetățeanul să spună: uite, domnule, mi-a plăcut că Joana vrea că e ca independent să... Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că urmăriți spațiul politic cu atenție, care este ideea de forță a oricăruia dintre candidați? Dați-mi noastră, nu știu, două exemple care îl definesc, care e limpede că va fi linia sa de urmat, nu doar în campanie, ci dacă ajunge președinte în tot mandatul, sau vorba, doamne Achim, în două mandate? Mi-e teamă să merg într-o zonă în care să spun că un candidat care astăzi, să zicem, m-ar convinge, eu fiind mințită de, cel puțin eu, la vârsta pe care o am de 20 de ani, adică, repet, 10 ani cu un Băsescu mincinos, 10 ani cu un Iohannis tăcător și care abordează impersonal absolut orice fel de problemă pe care am avut-o noi ca români, mi-e teamă să mă gândesc dacă vreunul dintre ei, pe mine nu m-a convins niciunul dintre ei că se va ține de cuvânt, apropo de mesajele așa, puține câte sunt la început de campanie, însă pe mine mă mai sperie ceva, mă sperie faptul că nimeni, apropo de acești 20 de ani despre care am vorbit, nu vorbește despre drepturile și libertățile noastre de cetățeni, pentru că astea sunt cel mai des încălcate de 20 de ani. Asta ne-au arătat, cel puțin pe aceste ultime două mandate, Klaus Iohannis și Traian Băsescu, că ne fac în așa fel încât, și apropo de ce spunea Dan Androni, că nu este atribut, și într-adevăr așa este, nu este atributul președintelui să facă reforme sau ce ne povestesc ei că vor să facă. Asta este guvern, de-aia facem parlamentare, alegeri parlamentare. Domnule Androni, un lucru este foarte clar. Tot acești 20 de ani, raportându-mă la asta, ne arată faptul că președintele practic nu are responsabilitate pentru nimic, din punct de vedere constituțional, dar poate orice. Pentru atunci când ai securitatea, deci serviciile în mână și justiția în mână,
practic poți să faci orice. Dar nici nu mai rămâi pe Băsescu, e suficient, doamna șofar, o să-l amintim pe Iohannis cu guvernul său. De primul mandat. Apropo de atribuțiile limitate la politică externă, diplomație și așa mai departe. Domnule Stamule, care e cel mai mincinos pe de-o parte și doi, vă rog foarte mult, vă rog să o convingeți pe doamna Tache, că totuși poate se înșală, poate că există vreun candidat care are vreo idee extraordinară și n-a sezizat-o dânsa. La mai întâi, care e cel mai mincinos? Sau cel mai ipocrit discurs, în opinia noastră? Așa, la nivel de formă, e clar că doamna Șoșoacă e cea mai bombastică. Mie însă, ce mi se pare ciudat, este prezentarea domnului Joană ca un independent, după ce a fost atât de mulți ani în vârful PSD-ului. Eu m-am luptat cu domnul Joană și în campania din 2004, și în campania din 2008, și în campania din 2009, și era președintele sau liderul PSD. Să vii acum să spui că poți să o să repede, după ce ai fost socialist convins atâția ani, să spui că tu reprezinți și liberalii, și conservatorii, și pe toată lumea, ori a avut o revelație la bătrânețe, e posibil și asta, în care e de acord cu valorile tuturor, și asta este o minune, dacă noi credem că cineva... Înseamnă că e de acord și cu ce spun fanii lui Ciocioacă și ce spun liberalii și așa mai departe. Sigur va reprezenta, dar ca să-i reprezinți pe toți, trebuie să te potrivești cu dorințele lor electorale. Adică eu așa cred că... Social-democratul cu membru PSD. Nu, stați puțin. Deci să ne... Eu nu v-am întrerupt. Dacă... Eu știu așa, domnul Joană a fost candidatul PSD la Primăria Capitalei, a fost candidat la Senat de mai multe ori, a fost candidat la președinție, 6 ani președinte PSD, a fost președinte la Senat și a mai făcut un partid de stânga cu domnul Vanghelie, alt lider PSD, care n-a ieșit nimic din el. Și acum să vii să te prezinți ca un independent, curat și... Păi asta mie mi se pare, din punctul meu de vedere, să vii să te prezinți prea curat politic după ce ai fost în toate funcțiile pe care PSD le-a oferit, mi se pare incredibil. Adică cum să vii să povestești că tu ești, bun, ești cel mai curat? Adică asta este aici... ceva, un vârf de... E incredibil să, că este, aveam azi de stația asta. Dar nu se amestecă nimic, doamnă. Era candidatul Partidului Social-Democrat în 2009. Eu țin minte cum ne-am luptat la Constanța cu Mazăre. Deci cum era, deci domnul Nicușor Constantinescu, care era cu Joană în gură în fiecare zi. Eu țin minte că eu am fost în campania aceea și ne povestea ce vine o zi cu Joană. Eu vă cred, dar aceasta nu are nicio relevanță. Păi cum era? Adică nu e viața domnului Joană, ca și cum s-a șters așa toată viața și a apărut un om nou după câțiva ani la Bruxelles? Candidează ca independent. Păi cred, dar domnul Joană nu a apărut din spuma mării. Domnul Joană a apărut din PSD. Că n-a apărut de... Nu s-a inventat azi. Poftim? Păi da, nu e corect să vină să se prezinte ca un om nou, când nu e nou. O să vă explic imediat dacă îmi dați voie să vorbesc. Așa. Dacă nu-mi dați voie să vorbesc, înseamnă... Adică dacă mă întrebați pe mine cine este cu cel mai dual... Încercați să manipulați... Dar nu manipulați, este o realitate pe care o știu românii. Ăștia tineri nu o știu. Bun, rugăminte e să nu facem spume. Dar nu facem spume. Spuma mării. Asta ar fi prima rugăminte. Vă rog, doamna Kim. Deci dați-mi voie să punctez faptul că domnul Joană candidează independent, ceea ce înseamnă că nu este sprijinit de niciunul partid, nu are în spate finanțele pe care le au celelalte partide și dacă vreți putem vorbi despre cu cât de puțin bani reușim noi ca Fundația Mișcarea România Renaște să asigurăm logistica pentru campania domnului Joană, nu are voie ca și candidat independent conform legii să aibă membri în secțiile de votare. Deci dumnealui candidează la un foarte mare sau cu un foarte mare dezavantaj și în condiții mult mai dezavantajoase decât candidații de partid și își păstrează această independență a candidaturii în pofida acestor dezavantaje. Deci nu să spuneți că acum e independent și domnul Stamule vă spune că a fost... Ca să amestecați acum trecutul cu statutul dumisale de candidat independent, nu are absolut niciun fel de relevanță. Atunci când vrei să fii președintele României, vii cu tot bagajul, nu ștergi istoria ta personală și te prezinți, gata, eu n-am existat în trecut, nu sunt doar cel de azi. Niciodată nu și-a renegat domnul Joană trecutul politic. Domnul Joană a fost trecut la PSD. Samule, nu are nicio relevanță pentru candidatura independentă dificilă din acest an. Vă rog, nu domnului Stamule, ci electorilor care l-ar aprecia pe domnul Joană pentru prestația la NATO. Ați văzut că sunt și unii care punctează că n-ar vrea de ăștia cu legături în afara României.
ci să se detașeze de aceste legături. Deci e și un avantaj, văd și un dezavantaj, funcția pe care a deținut-o până acum două zile la NATO, dar un elector care ar aprecia cariera de diplomat și de reprezentant al nostru la NATO, domnul Joana, dar se teme că el e tot cu PSD-ul. Că legăturile vechi nu se uită niciodată, că cei mai mulți oameni care au făcut echipă, care au fost alături de el în politică, vin de acolo. Că au mai fost controversele legate de Evanghelie, de ceasuri, de toate cele. Și uite, domnule, Joana, de fapt, e în mediul ăla. Cu cine lua el? A fost un scandal în campania electorală, tocmai în legătură cu finanțarea, cu bani negri pe care i-ar fi luat candidatul Joana pentru campanie. Și atunci, ce-i răspundeți unui astfel de om temător că vechile legături nu se uită niciodată? Deci vorbiți de lucruri care s-au întâmplat acum 15 ani. Aș vrea să punctez, un deceniu și jumătate a trecut de la tot ceea ce ați spus dumneavoastră și la tot ceea ce se vehiculează abundent și copios în spațiul media și numai în ultimele zile. Un deceniu și jumătate a trecut de atunci, da? De la absolvirea liceului de către Marcel Ciolacu a trecut ceva mai mult. De la absolvirea facultății ecologice din Deva, Elenei Lascuni, a trecut mai mult și totuși sunt și ele teme în dezbaterea asta mediocră. Altfel, sunt de acord cu dumneavoastră, dezbaterea este absolut mediocră. Era întrebarea. Repet, dacă domnul Joan ar fi încă legat de PSD, așa cum se vehiculează sau cum încearcă unii să insinueze, de ce ar adopta drumul acesta foarte dificil, foarte sinuos al unei candidaturi independente? Pentru că nu l-a vrut PSD-ul, spun unii, că a încercat să meargă la PSD. De ce nu ar beneficia de toate acele finanțe și de aparatul, mecanismele de partid de care beneficiază ceilalți candidați? Bun, haideți să trecem chiar la candidatul Mircea Geană. Ideea că dumnealui a vrut și PSD-ul nu a vrut. Doamna Șufaru, vă rog să vă pregătiți să ne spuneți opinia noastră despre felul în care a ales să se lanseze domnul Mircea Geană în această campanie. Am văzut cum a ales domnul Nicolae Ciucă să-și lanseze cartea cu lăutari și usturoi. De partea asta la altă, domnul Geană a ales să-și contureze profilul de independent sincer cu un clip publicitar în care interpreta până la urmă totuși un rol și în care jucau mulți figuranți și care era făcut după reguli cinematografice și care era conceput de o agenție cu scenariu și regie. Îmi cer scuze pentru rimă. Privim câteva secvențe din acest clip. De filmare începem cu panglica, apoi sportivii, muncitorii, în al doilea cadru începem cu spiciul, pupitru pe poziție. Deci, zâmbet larg și multă, multă energie. Oamenii vor să vă vadă încrezător și optimist. Filmăm până la asta, cu o țară perfectă, cu cetățeni fără griji. Puteam să vă propun o țară perfectă. Să mă prezint drept politicianul perfect. Să vă spun că toate problemele noastre vor dispărea peste noapte. Dar știm că nu asta este realitatea. Nu suntem perfecți. Eu nu sunt perfect. Țara noastră nu este perfectă. Dar știți ce putem face? Putem să muncim. Putem să ne suflecăm mânecile și să construim împreună o țară în care fiecare voce contează și fiecare efort se vede. Candidez la președinția României. Pentru că știu că avem nevoie de o schimbare adevărată. Nu va fi ușor. Nu vă promit miracole, dar vă promit ceva real. Voi fi aici pentru fiecare dintre voi. Voi fi un președinte pentru toți. Pentru tineri și pentru pensionari. Pentru românii de acasă și cei din diaspora. Nu vă promit, e cumva ceea ce spunea domnul Andronic ar trebui să facă, e ceea ce spuneau unii dintre cei intervievați și anume să ne spună și ce nu poate să facă. Mi-a plăcut foarte mult acel răspuns. Să știți că acum, obiectiv discutând, este un spot bine făcut. Mulțumesc. E primul spot, nu trebuie să mulțumiți că bănuiesc o să-și facă și ceilalți, dar e profesionist făcut. Are o poveste. Te face să te uiți, e prima oară când stau să mă uit așa atent la el, restul treceau pe lângă mine, te uiți ca la o poveste, până la un punct, unde se într-adevăr începe să intre, când intre prea mult în politică, acolo, din punctul meu de vedere, derapează puțin, dar în sfârșit, asta e scenariu. Mai devreme, dacă politicienii mint, nu mint cu intenție, mint la sfatul consultanților. Nu, 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 nu e adevărat. Nu, mă scuzați, un consultant propune,
omul politic decide, credeți-mă că... Și, doamne, și la alea bune și la alea rele. Ați văzut, vreau consultant, să vă văd zâmbind, așa că ați văzut subiectiv. Fața domnului Joană când a zis vreau să te văd zâmbind, că nu avea totuși toată... Păi, dar făcea parte din scenariu. Regia, da? Tocmai asta era, era scenariu. De-aia spun, e bine făcut spotul. Doamna Șufaru are dreptate că de mai toate dățile în campanie s-a pus orice pe seama consultanților. De bine de rău. L-au învățat consultanții meritul lor, a făcut-o din cauza consultanților, este păi și aici, vina da, lor. Și aici, nu, unele campanii alea rele sunt, sunt în general pe consultanți. Nu. Altele campanii bune, sunt nu. Mai puțin câștigătoare. De ce? Pentru că și consultantul ar trebui să se uite la adecvare. Este adecvat candidatul așa. Pentru ceea ce îi propun. Bun, știm în acest moment, doamna Achim, care sunt consultanții, domnului Joană, cu cine lucrează? Mă întrebați dacă știți dumneavoastră sau dacă știu nu. Eu. Știți dumneavoastră și ne spuneți și nouă în sensul ăsta. Treaba noastră nu este să facem campania de imagine a domnului Mircea Joană. După cum spuneam, eu reprezint Mișcarea România Renaște, noi asigurăm logistica a tot doamna, ceea ce înseamnă nu campanie. Intrați în... În retorica de mai devreme pe care am condamnat-o toți ca nefiind prietenă cu adevărul. Tocmai n-ați spus, stați să o luăm, că mă prind eu acum, nu domnul Stavru. Da, vă rog. Tocmai n-ați spus că dumneavoastră faceți eforturi mari financiare ca să plătiți ce e necesar campaniei. Să înțeleg că domnul Joană își plătește consultanții din buzunar și dumneavoastră nu știți cine. Cine a plătit și cât a costat acest punct de vedere al logisticii campaniei, da, noi facem toate eforturile ca Mișcarea România Renaște. Cine a plătit acest clip, cât a costat și cine a fost consultantul care a decis că acesta trebuie să fie momentul lansării cu acest clip? Acest clip nu este finanțat de către Mișcarea România Renaște, deci nu pot să vă răspund la această întrebare. Opa, păi vedeți. Bun, în 2009, Mircea, iertați-mă, domnul Joană avea 30 de consultanți, așa spuneau atunci domnule Andronic, care au lucrat cu Boraca Bama. Nu pot să cred, adică unul pe zi timp de o lună nu reușeai să-i termin pe toți, dacă îi prindea februarie. Anul acesta, așa titrau titlurile vremii, 30 de consultanți care au lucrat cu Obama, o întreagă armată, practic. Nu există așa ceva. O firmă uriașă ar fi lucrat cu... Asta era o poveste, nu? Eu nu pot să cred că au avut așa ceva. Vezi, există surse, există informații clare sau citați din presa vremii. Da, așa și precizat. Doamna Șufaru, priviți însă clipul cu care cineva a câștigat alegerile. Și haideți să vedem dacă rețeta de atunci, care, cum spun, a fost una cu sorți buni de izbândă, seamănă cumva cu cea de acum, pe care, foarte corect spune domnul Andronic, o vom vedea repetată în multe alte clipuri de felul acesta, pentru că n-au apucat încă toți să-și facă. Corect. Domnul Joană a hotărât să-și facă lansarea cu un clip. Ceilalți de-abia acum încep să filmeze spoturile publicitare cu care vor spune și ei o poveste românilor. Dar priviți-l, cum spuneam, pe campionul minciunilor electorale, dovedit după 10 ani de mandat. Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o alt fel de Românie. Normală. Iohannis, un alt fel de președinte. Normal. Doamna Șufaru, un alt fel de președinte. Normal. Și da, ce a mințit? A zis să descoperim. N-a zis că o ajută la crearea ei. Da. A fost un clip câștigător, dar n-a fost factorul decisiv. Deci domnul Iohannis a câștigat într-un cumul de factori. Organizare, și ne aducem bine aminte, și plus venind într-adevăr și aici se potrivea. Adică după 10 ani când noi spuneam nu mai vrem dezbinare, nu mai vrem jucător, nu mai vrem un om liniștit, vrem nu știu ce, a venit domnul Iohannis, omul liniștit, care ne-a liniștit de tot. Dar faptele, doamna Tache, faptele, că cine promitea fapte. E rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Exact. Faptele, domnul Ursu, ghinion. Adică pe parte de fapte, ghinion, că asta este situația. Dar să știți, doamna Șofaru, că nu doar sunt întru totul de acord cu teza dumneavoastră, ce l-a făcut pe Iohannis președinte, însă pe lângă asta să știți că, de exemplu, Partidul Național Liberal... Da? Organizare. Organizarea Partidului Național Liberal a făcut posibil ca din luna iunie, parcă în iunie, nu a descălecat la București, domnul Iohannis, ca în 16 noiembrie, dacă țin bine minte, să iasă președinte, au reușit să-l aducă de la minus infinit la primul ales ca atare. Acum s-a
făcut invers. Din aprilie au început cu panotaj cu toate cele, au reușit să-l aducă pe domnul Ciucă, de unde era el acolo? Da. Fără tocăniță, avea undeva, era undeva pe locul 2 fără tocăniță și fără panotaj, dar au reușit acum să-l aducă într-o zonă în care, ați văzut, zicea domnul Stamule puțin mai devreme, că mincinoasa asta de serviciu, doamna Șoșoacă, ceea ce confirm, da? S-ar putea să avem niște surprize dacă... Eu nu cred că să avem nicio surpriză. Pe partea de gafe însă... Deci, asta cu surprizele este pentru persoanele care nu știu cum funcționează campania electorală. Dar eu vă răspund, în toate sondajele noastre, și facem asta, exact 3 asta sondaje pe lună, cu mai multe case care sunt, dar nu le comunicăm așa la nivel de manipulare, domnul Ciucă este pe locul 2, între 16 și 18%. Deci mi se pare că vă faceți asta treaba ca partid. Nu a spus nimeni că ne facem treaba perfect, dar eu pot să vă spun, duminică se finalizează procesul de desemnare al candidatului Partidul Național Liberal, adică a domnului Ciucă, și cu toată forța, și cu toată forța, toți militanții PNL vor fi pe teren, se vor lupta pentru candidatul Partidului Național. Asta este, și eu vă garantez că noi avem forța să ne ducem candidatul în turul 2. Este singurul, sigur că nu înseamnă nimic, înseamnă să ne-l ascultăm pe, cum îl cheamă, pe Palat, dar cum face cu 10-15% marjă de eroare. Eu pot să vă spun un lucru. Avem singurul candidat care are o carieră în spate, adevărată, nu povești 100% politice, nu are niciun scandal real în jurul lui, este un candidat corect, este singurul candidat care este în mod sincer patriot și eu vă spun că noi îl vom duce în turul 2. Împreună, domnul Ciucă și cu Partidul Național Liberal, o să ajungă la mult peste 20%. Haideți iar să poveștile astea science fiction de... Mulțumesc, domnule Stamule, mulțumesc pentru că s-a terminat momentul electoral. A fost dar nu e moment electoral. Eu am venit să-mi apăr candidatul, să promovez PNL. Păi, de-aia am venit aici, că n-am venit ca să, ce, să povestim despre electoral viață. Electoral ce înseamnă? Adică e legat de alegere, știți? Adică originea cuvântului. Să vedem totuși prin ce s-a remarcat, din păcate, domnul Gioană, din păcate pentru dânsul în această săptămână și, așa cum v-am prezentat, celelalte momente virale. Iată-l și pe al domnului Gioană după o apariție televizată de la începutul acestei săptămâni. Mă întorc la ceea ce spunea regele Mihai în 2011 când a făcut 90 de ani. Dumnezeu să ia sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. Și s-a rostogolit în toate felurile povestea asta, cum a făcut această greșeală Mircea Gioană, să-i ureze sănătate majestății sale, regele Mihai, care din păcate ne-a părăsit acum 7 ani de zile. Unii și-au adus aminte de doamna Raluca Turcan, care îi dorea viață lungă lui Samuel de Bruckenthal, dânsa fiind, știți, cu Sibiu, și de alte momente de felul acesta. Domnul Gioană, mă rog, a făcut o rectificare în scris ulterior, a spus că e o expresie pe care o folosește des în legătură cu oameni pe care îi prețuiește, și de aici cumva l-a luat gura pe dinainte, fără să-și dea seama de cât de rău nu se potrivește această expresie în cazul cu pricina. Ce au potrivit însă la panoul electoral unii astăzi prin oraș domnului Mircea Gioană? Priviți, ne arată colegii noștri, să dăm și pe ecranul întreg. Au așezat o mucava, un decupaj de mucava cu silueta domnului Gioană, drept mai tânăr, și o pancartă pe care scrie Sănătate Majestate. Ei, ceva investiție este și în aceste, costă și ele, domnule Andronic, adică nu le-a începe făcut. Începe să arate cetățean. A campanie electorală. Începe să arate a resurse băgate serios, că totuși să faci așa ceva, e doar unul sau s-au pus mai multe? Deocamdată avem această fotografie. A, înseamnă că a pus unul, a făcut o fotografie și... Fotografie făcută de un coleg de-al nostru, deci e reală. A, deci a văzut, a trecut pe lângă panou și a văzut lucrul ăsta. Da, în campanie va fi o campanie din punctul ăsta de vedere destul de dură. Deocamdată nu vedem la nivelul ăsta, pentru că candidații încă încearcă să se poziționeze. Dar va veni momentul în care își vor trage la picioare pe sumasă. Au început deja. Destul de tare. Domnul, va fi mai tare decât ce ați văzut. E foarte interesant și jocul pe perechi. L-am văzut de pildă mai devreme pe domnul Spătaru, ataca pe doamna Șoșoacă. Unii spun că PSD e interesat să dispară Șoșoacă, pentru că Șoșoacă îi mănâncă voturile lui Simion și PSD-ul i-ar conveni ca Simion să fie în turul 2. Simion eu deocamdată ocupat să fac o casă în 2 zile. Și așa mai departe. Dar priviți acum atacul pe care l-a declanșat sub formă de ironie domnul Gioană la adresa domnului Ciolacu și a venit replica destul de, eu știu, de calibru mare, să zic așa, a domnului Ciolacu, ceea ce poate să demonstreze că nu i-ar conveni competiția domnului Gioană candidatului PSD.
Nu vreau să fiu în situația în care, cum recunoștea un alt candidat ieri, care are nevoie să ia meditații la economie, meditații la limba engleză, mâine, poi mine, meditații la politica externă. Că dacă ești corijent la mai multe materii, eu știu că pe vremuri când erai corijent la mai multe materii, rămâneai și repetent. Și vine, cum zic, de calibru greu, replica lui Marcel Ciolacu la adresa lui Mircea Gioană și lovește, ia să vedeți unde. Domnul intrarea Gioană. În cursa pentru Cotroceni, domnul Gioană a făcut ușoare ironii la adresa dumneavoastră după ce ați spus că luați meditații la engleză și economie, spunând că pe vremea domniei sale, când era în școală, doar cei care picau anul, ca să zic așa, apelau la astfel de meditații. Repetenții, a spus domnia sa. Cum comentați? Îmi cer scuze, n-am fost repetent. Cred că e exagerat. A spus că... Asta e părerea mea. Cred că e exagerat. Și... E cazul să vadă, eu îi urez succes, dacă vrea eu îi amintesc și ce a făcut în PSD și cu ce grupuri mafiote a vrut să fie președintele României, n-am nicio reținere. Da, până atunci, părerea mea, își vadă. Domnule... Cum? Rău la noi, rău e că iei meditații, rău e că dai meditații. Adică cum o fi pe parte de meditații nu e bine. E ghinion total. Asta zic. Da, doamna Achim, deci grupări mafiote? Așa s-a referit domnul Ciolacu, întrebați-l pe dumnealui exact ce voia să spună și această țintagmă, grupări mafiote, de altfel am auzit-o în ultima săptămână de când domnul Gioană și-a lansat candidatura, cum spuneam, la modul obsesiv, la absolut orice se discută, oricare ar fi subiectul, ne întoarcem, ca și aici ați văzut în platou mai devreme, la trecutul de acum în deceniu și jumătate, povești, ceasuri, vanghele, probabil că o să apară și povestea cu cumnatul, chiar poate o să mă întrebați curând, știm exact care sunt toate aceste atacuri și le-am ascultat, am auzit până la sasisire. Da, dar vreau să revin un pic totuși la pentru că ați vorbit despre gafa pe care domnul Mircea Gioană a făcut-o în legătură, pe care a rectificat-o, în legătură cu regele și cu maestatea sa și pe care de altfel a rectificat-o. Nu cred că este o gafă chiar atât de mare pe cât se vehiculează, adică există astfel de scăpări pe care oricine dintre noi le facem cu referire la un om pe care l-am stimat foarte mult, l-am simțit aproape, poate încă îl mai simțim aproape, se face din țânțar armăsar și faptul că astfel de lucruri până la urmă minore, nu știu dacă și doamna Viorica Dăncilă, să știți că nu făcea greșeli majore, dar ele erau politica exploatate externa României masiv. Sau schimbă PIB-ul României. Haideți să vedem asta. Mai dat-o, a greșit și capitularea noastră în fața Germaniei în primul război mondial. I-a mai zis lui Băsescu de degradare biologică, și-a luat și de acolo o replică usturătoare, pentru că întrebarea e, domnule Androi, dar scurt vă rog să răspundeți. Mai contează, apropo de cei 15 ani, asta e norocul meu, seara asta, trebuie să răspund scurt. Eticheta care i s-a pus în trecut lui Mircea Gioană a fost un cuvânt foarte urât. Nu, aia de prostanac spusă de Ion Iliescu. Nu, aia a fost o răutate. A fost o răutate. Credeți a fost o răutate, nu. A prins atunci și ar mai prinde și acum dacă continuă cu gafele? Știți cum e? Întotdeauna dacă vine un personaj de tipul Ion Iliescu și îți fă... Vă aduc aminte, capitalismul de cumetrie pe vremea lui Adrian Năstase. Da, deci din punctul ăsta de vedere, Iliescu era personajul favorit pentru cei care vreau să lovească în PSD. Și din când în când lovea și Ion Iliescu. Mi-ați răspuns, mulțumesc. Deci n-aș spune acum că chiar despre Gioană se poate spune că e prostănac. Înapoi la chestiunea meditațiilor. Dacă am avut un prostănac, secretar general adjunct al NATO. Da. Sigur că pe partea de arheologie, ca să zic așa, apropo de ce spunea doamna Achim mai devreme, a fost dezgropat de pildă și momentul în care Sorin Ovidiu Vântu explica cum îl consulta pe domnul Mircea Gioană și circulă foarte intens acest clip. Vedem un scurt fragment. Măcar Vântul n-a terminat aseul. În 2009, alegerile. Mircea Gioană îmi face una dintre vizitele obișnuite. De ce mă vizita? Simplu. Asistența pe zona economică îi dădeam eu împreună cu un alt grup de tovarăși. Un om oricât de deștept ar fi, nu le știe pe toate. Pe partea economică, evident, Gioană nu avea niciun fel de pregătire. Noi îi asiguram pregătirea pe partea economică pentru discursurile publice și mai ales pentru dezbaterea finală. Este inutil ca dumnealui să mai contrazică. Domnii care participau la trainingul pe partea economică a lui Mircea Gioană sunt și astăzi în piață.
Din 1854, toată prospețimea și puritatea codului sălbatic se regăsesc în Möller's. Legendarul ulei de pește norvegian are o concentrație mare de acid graș omega-3 naturali și vitamina D. Pentru bucurie din plin, explorare din plin, distracție din plin. Möller's. Viață din plin. Din 1854 în Norvegia, de 10 ani și în România. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De asta ziceam, doamna Achim, nu e bine niciodată să te legi de alții cu ceea ce știi că ți se poate întoarce și ție. Adică asta cu meditațiile pe partea economică, iată că era și în trecutul domnului John. Meditațiile sunt una și asistență este cu totul altceva. Toată lumea primește consultanță pe diverse domenii atunci când candidează, dar nu de asta este vorba. Ne întoarcem, repet obsesiv la aceleași schelete pe care le scoatem din dulap, le derulăm și eu aștept, ca și oamenii din clipurile dumneavoastră, sincer, aștept cu foarte mare nerăbdare momentul când vom vorbi cu totuși despre ce oferă candidații la președinție, pot oferi acestei țări, care sunt problemele, care sunt soluțiile, care se potrivește cel mai bine. Repet, noi am pornit de la faptul că domnul Mircea Geoană a postat acele text în legătură cu Marcel Ciolacu consultanța pe care o primește la economie. Am înțeles foarte bine care este saga întregii acestei discuții, care din nou mi se pare foarte, foarte puțin relevantă. A coborât nivelul. Haideți să vedem pe partea de nivel, așa cum spuneam mai devreme, cred că doamna Tache, și Oana, unul gătește și altul mănâncă. Deci dacă domnul Ciucă ne-a arătat multe modalități și multe rețete, domnul Ciolacu ne-a arătat că pe partea de carbohidrați nu se dă înlături de la nimic. Deci l-am văzut și cu covriș, l-am văzut și cu focaccia. Și acum, mai nou, îl vedem pe plaiurile bucovinene, unde, sigur, poalele în brâu nu se pun neapărat în cap, ci sunt servite la micul dejun împreună cu doi miniștri. Cineața! Cineața! Am venit să văd și eu niște oameni în calul meu, cum iau micul de... Cineața, doamne! Domnul ministru, domnul ministru, domnul primar, domnul președinte, să aveți o zi minunată! Bun, în mod evident nu este o filmare întâmplătoare, pentru că domnul Ciolacu a și postat cu grijă chiar pentru silueta colegului George, că uite săracul de la, dacă trebuie să trăiască zi de zi cu astea, ce îi se întâmplă. Și l-am văzut acum o săptămână, vedem imaginile și la Popotă, împreună cu studenții de la Academia Militară din Sibiu, și acolo, deci, pe partea de mâncări, cum ar veni. Care-i treaba, domnule Spătaru? Adică ne-am închipuit că mănâncă omul, adică nu l-am văzut așa că-l bate vântul. Vântul nu... Altul decât mai devreme, da. Nimeni nu rezistă tentației de a mânca cozonacul moldovenesc, care este foarte bun. Și de aceea, dacă a venit în Bucovina, bineînțeles că împreună cu colegii de partid și cu Sorin Grindeanu, înainte de a avea o zi destul de plină, după cum ați văzut și din postările care s-au făcut, dimineață și-au au făcut plinul. Cafea și-au mâncat și-au făcut plinul, da. Asta zic, și așa s-a întâmplat. Nutriționiștii spun că e bine să nu exagerez cu macul, pentru că mai ales înainte de campanie electorală s-ar putea să ai tot felul de imagini Andronic, în fața ochilor. Îl poziționează cumva o șmecherie aici de superioritate. Ce mă gândeam? Contracandidatul Ciucă gătește, dar eu sunt la care mănâncă. Totul suntem în țara în care un show culinar face niște rating-uri uriașe, șef la cuțite. Acum sper să nu-i văd și la Insula Iubirii, atât tot. Principalul lucru pe care românii îl distribuie pe rețele sociale... Da, sunt rețete. Rețete. Mâncarea, acum urmează să vedem cum șterg praful în casă, că și asta cu soluțiile, că am văzut cum se hrănesc furnicile, urmează să vedem cum stropim pentru țânțari. Asta este. Se duce foarte jos, într-adevăr. Lipsa. Dacă vreți, ceea ce trebuie remarcat este lipsa unei dezbateri reale. Absolut. Despre ceea ce înseamnă și ce vor, dacă vor fi aleși pentru a ajunge la Cotroceni. Care sunt cele două teme, vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, cele două teme mari care ar trebui să țină atât centrul acestei campanii electorale? Încep cu dumneavoastră, doamna Șofaru. Ceea ce
trăim în momentul de față, trebuie să fim adecvați, vorbeam și am vorbit mereu două de teme, adecvare. Două teme. Partea externă, adică securitate, pentru că suntem în această conjunctură, și economie, dezvoltare economică și adecvarea la momentul, mulțumesc, la secolul ăsta. Domnule Stamule. Același teme. Doamna Achim. Securitate și m-aș axa pe revigorarea industriei de apărare și economie, și aici m-aș axa pe revigorarea diplomației economice și promovarea intereselor economice Mulțumesc. A României. Domnule Spătaru. În exterior. În primul rând, diplomația economică și, bineînțeles, securitatea națională cu tot ceea ce înseamnă asta, fie apărare, fie industrie de apărare. Doamna Tache și domnule Andronic, și de ce nu se vorbește despre ele? Eu am spus puțin mai devreme ce lipsește și ce mi-aș dori să aud și da, chiar dacă pare un domeniu asupra căruia să nu se aplece președintele, știm foarte bine că președintele are cel mai puternic buton pe linia asta, drepturile și libertățile noastre ca cetățeni. De ce nu se întâmplă asta? De ce nu se discute despre aceste lucruri în câte 10 pentru secunde? Pentru că știu despre butoane și pentru că știu cum au fost butonați și pentru că știu cum am fost butonați și pentru că știu că e posibil să domnule nu se întâmple. Totuși, și mai există un motiv. Vreau să zic de ce eu, să strici? De ce să strici ceva care merge? Adică. Și asta e adevărat. Da? Deci dacă ai un sistem care funcționează, numai bine îl folosești. Apropo de drepturi și libertăți, dacă hai spuneți noastră. Dacă cei care au citit cartea domnului Ciucă vor vedea că ultima parte a cărții este prețul de țară. Da, de eu vorbeam și acolo aici de o dezbatere. De și de dezbatere și eu vorbeam aici de o dezbatere, nu neapărat. Proiectul deci, de țară ne-a oferit seara mula de pui. Am și eu alea două scurt, că ăsta e soarta mea. Soarta mea seara asta a fost să fiu scurt. Reforma constituțională, da? Chiar aș vrea să știu dacă cred că Constituția mai este adecvată. Doi, cum se pregătește România pentru o revoluție tehnologică? Inteligența artificială. Totuși, ce facem? Că aici intrăm și în drepturi Corect. Și libertăți Corect. Și în tot Corect, ceea ce vreți. Domnule Andronic, până una alta țara asta ne oferă zi de zi știri îngrozitoare despre copii violați chiar provenind din centrele de plasament ale țării și niciunul nu se atinge de tot ce e mai dureros în țara asta, despre drogurile cărora le cad ca pradă copii, niciunul nu se atinge. Să-i dăm cu o stropelă atunci. Vedem însă știrile relevante ale acestei zile în doar câteva momente. Loredana Cofari vă așteaptă la Antena 3 CNN. Rămâneți așadar, pentru că s-au întâmplat o mulțime de lucruri în timpul acesta. O să vedeți inclusiv o furtună puternică a produs blocarea unuia dintre cele mai importante drumuri din România.